În prag de iarnă, 125 de prahoveni vor rămâne fără serviciu în urma concedierilor colective care se vor realiza până la sfârșitul anului. Aceștia provin de la 4 societăți comerciale care au notificat deja conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova despre disponibilizările care se vor face în această lună și în decembrie. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a primit notificări pentru luna noiembrie din partea a 3 angajatori. Vor fi disponibilizate 84 de persoane. Pentru luna decembrie s-a primit o notificare din partea unui angajator din domeniul transporturilor prin conducte. Vor fi disponibilizate 41 de persoane. Cei care își vor pierde locul de muncă au consultat lista joburilor vacante care sunt înregistrate la agenție. În acest moment, instituția noastră pune la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă aproximativ 340 de locuri de muncă vacante. Tot în sprijinul șomerilor vor începe noi cursuri de calificare. La sfârșitul lunii se deschide cel de mașinist mașini mobile pentru transport interior, apoi la începutul lui decembrie cele de agent de pază și masăr. La sfârșitul lunii octombrie în Prahova erau înregistrați 17.259 de șomeri, reprezentând o rată a șomajului de 5,5%.